Văd că se menține chiar bine, aolo. 10 seconds later. Se menține foarte bine și în curbe, aolo. Mamă, am avut șainghe. Facem 0-100, hai să dăm. 3, 2, 1, go. Mamă, ia uitați-vă, ia uitați-vă, ia uitați-vă, guys. Oh, mamă. 12 seconds later. Mamă, cum se duce? What? 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 A făcut un 0-100 și uitați ce s-a întâmplat. Salutare, salutare vărășanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria voastră preferată de Euro Truck Simulator 2. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine vărășanilor, am văzut că ați aprecia foarte, foarte mult episodul anterior. Așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. Astăzi, vărășanilor, așa după cum ați observat și din titlu, o să ne distrăm cu un AMG, un Mercedes C63 AMG. Sunt foarte, foarte entuziasmat că am șansa să mă prim cu o asemenea bestie, frate. E foarte, foarte rapidă și foarte, și foarte, foarte gălăgioasă. Mi se pare chiar super, super interesantă. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie. Și hai să vedem ce vom reuși să facem, pentru că sunt foarte, foarte curios. Nu știu eventual în ce parte o să mergem noi. Cred că în partea asta. Mamă, deja efectiv ați văzut și voi ce nărăvaș e. Hai să-i dăm puțin. Am bălăm puțin că nu mă pot abține. Adică sunt foarte, 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 foarte greu să te abții, frate, în aceste condiții. Facem și puțin roleplay, bineînțeles. Mi-e place foarte, foarte mult cum arată și trebuie să recunosc că și interiorul arată într-un mod impecabil, frate. O să ne distrăm cu ea pe autostradă. Din păcate, acest mod are un bug și anume, după cum bine puteți observa, se vede, pare că e neagră, dar de fapt nu e neagră, ați văzut că e mou, frate, și nu știu de ce arată că ar fi neagră, în fine. Se pare că trebuie să schimb și eu vitezele automat, așa că nu o să mai stau. Ia să vedem dacă trecem prin ambele. Ok, am trecut prin ambele. Și hai să vedem dacă pot să schimb viteza. Bun, hai că i-am schimbat și viteza. Ok, dar cam greu să schimbă vitezele. Mamă, deja se aude și altcumva motorul. Mi se pare super, super tare. Dar vreau să ies undeva pe autostradă. Și cred că aici o să ies pe autostradă. Nu sunt foarte, foarte sigur. Și pe lângă acest lucru, vărășanilor, astăzi o să ne mai primăm și cu Loganul. Abia aștept sincer să mă prim cu Loganul. Hai să schimbăm și viteza și dăm tare. Fiți atenți pe contrasens frumos. Iar schimbăm viteza. Mamă, deci nu vine. Mamă, se schimbă foarte greu vitezele, frate, la AMG-ul ăsta, nu știu. Dar mi se pare foarte, foarte interesantă, nu știu, pronunția asta, AMG. AMG, sună asta de frumos. Am înțeles. Dar e foarte, foarte nerăvașă, frate. Și, mamă, i-a și patinat roata, voi ați văzut, vereșanilor? Hai să-i dăm tare, frate, să vedem cât putem prinde cu ea pe autostradă și să vedem... Să ne și distrăm totodată cu ea, pentru că până la urmă de asta facem și acest episod, să ne distrăm alături de ea. Mamă, deja cât avem la ora 140. Hai să schimbăm din nou. Mamă, e super. Hai, fii să te zbrești în iori. Aulo, aulo. Mamă, cum a fost asta, frate? Gata, s-a dus și motorul, am avut și motor. Frate, cât, deci efectiv a luat razna de la 100, nu știu, 80 a luat razna. Și efectiv dacă trece de mai mult de să zicem 5000 de turații, se schimbă foarte... Mi-a pus jocul în bară. Se schimbă foarte greu viteza, efectiv. Deci nu se mai schimbă viteza, voi vedeți, vărășanilor. Nu vrea să mai intre în viteză. Nu vrea să intre, deci intră foarte, foarte greu în viteză, frate. Când trece de 5000 de turații, nu se mai schimbă efectiv, nu mai merge schimbătorul. Nu știu, este manuală sau automată asta, nu știu să vă... Nu cred că vă pot confirma, dar cred că este... Are și modul automat, nu știu exact să vă spun foarte multe informații despre ea. Oricum, ceea ce vă pot spune e că e foarte, foarte nerăvașă și totodată se menține chiar foarte, foarte bine pe șosea, frate. Hai să mai schimbăm puțin și viteza. Dar când îi dai a șasea, deja e rip. Mamă. Ia să vedem puțin, trecem în depășire. Nu vreau să o forțez foarte, foarte tare, pentru că dacă o să o forțez foarte, foarte tare, m-am și necat. Automat, vărășanilor, o să ia razna și o să îi vină un turbo speed acolo frumos. Uite mai ce spuneam, vedeți? Deja 29%. Am înțeles, i-a murit și motorul. Mamă, și se schimbă efectiv, nu știu, e foarte, foarte greu ca după ce o avariez, frate, se schimbă foarte, foarte greu viteza și mi se pare super, super ciudat, frate, uite. Acum, efectiv, mă duc una întâia la 6000 de turații, voi vedeți? Și nu mă pot schimba. Abia acum am reușit. Și dacă apăs shift de foarte, foarte multe ori, pentru că după shift schimb vitezele, îmi pune jocul în bară, așa cum mi s-a și întâmplat.
Oh, mamă, deja e nebună, fratele meu. Hai să vedem cât putem prinde maximul cu ea. Dar totuși suntem pe ăsta mai mult național decât decât autostradă. Ia să vedem, dăm și schimbăm și viteza. Hai, la 4000 de torați cred că se poate schimba. Mamă, deja începe să iau iar razna. Mie că intrăm în cineva și nu n-aș vrea, sincer. Dar văd că se menține chiar bine, aolo. Hai că e bine, 100, măcar 200, dacă bine 200 o să fiu mai mult decât mulțumit. 200, văd că se menține foarte bine și în curbe, aolo. Mamă, am avut și AMG. S-a dus și AMG-ul. Am înțeles, nu-i problema, hai să stăm în F7, să ne ducem la o reprezentanță, să o și reparăm, bineînțeles. Nu știu, e destul de interesant modul, mie chiar îmi place, sincer vă spun, dar în același timp mi se pare foarte, foarte și foarte, foarte greu de controlat în același timp, frate, adică... Și îmi place că, na, caracterul meu casă, n-are treabă, băiatule, n-are treabă, abia aștept să mă prim și cu Loganul. Și hai să ne și culcăm totodată. Sper să nu fie foarte, foarte, să te audă foarte, foarte tare, hai să mergem puțin aici, să ne și culcăm. Așa, e, și o să mergem pe timp de noapte. Ar fi chiar drăguț să mergem pe timp de noapte. Mamă, pe timp de noapte, frumos, frumos. Hai să vedem, guys. Pe timp de noapte. Cum se vede, frate, mamă. Hai. Așa, uite, vezi. Văd că acum se schimbă ușor vitezele, gen, ați zis, dacă nu e avariată sau chestii de genul. Aolo! A murit motorul, s-a dus. A murit motorul. O să încerc să-mi instalez și alte moduri, gen, de exemplu, multă lume mi-a spus acolo în secțiunea de comentarii să-mi instalez și moduri pentru tiruri sau autobuze, ar fi chiar de drăguț, sincer, vă spun. Mamă, sunt și pasageri? Lol, am și activat, pasagerii, oamenii, pe stradă, ia uzi. Ia uite, nu putem merge, așa cum să mergem în față atunci. Mamă, deci nu vine să cred, frate. Nu-mi vine să cred, guys. Hai să trecem noi pe... What? Deci efectiv a luat-o razna, vereșanilor. A luat razna mașina. Nu vine să cred că a luat razna mașina, frate. Ok, hai să mai dăm o ultimă tură. Mamă, și acum realizez că n-am aprins falurile. Falurile. Mamă, mi s-a dus și limba română pe apa sâmbetei. Mi s-a dus și limba română pe apa sâmbetei. Mamă, deci... Uite, deci tu nu apăs shift și nu merge. Aolo! Ia fi să atenți... Asta zic. Hai să uite și pe omul meu. Uite și pe omul meu, frumos. Mamă, i-a tremurat puțin motorul. Avem și poliția aici lângă noi. Mamă, greu cu curbele. Relativ în curbe se menține ok. Dar totuși aveam mai multe așteptări. Mamă. Ia fiți atenți, intrăm frumos în depășire. Mamă, avem și curbă. Aveți și curbă frumos? Mamă, ce bine ne-am menținut aici. Mamă, ce bine ne-am menținut. Frumos, frumos. Hai că conducem și pe timp de noapte. Te-ai dus, omul meu, te-ai dus. Pare rău. O să plătesc eu asigurarea, niciun fel de problemă. Asta e, Barosane. Hai să trecem puțin. Mamă, hai să trecem să vedem ce reușim să facem. Cred că imediat o să trecem și la următorul mod, pentru că deja am cam testat AMG-ul ăsta și să rămân profund impresionat. Aolo. Drift, riperino, imperperino. Nu știu. Cred că dorința cea mai mare a mea a fost să joc Euro Truck Simulator 2 cu stările pe Ultra, frate, și mă bucur că am șansa să joc în acest moment cu stările pe Ultra. O să tragem noi undeva, să intrăm noi undeva să și parcăm, bineînțeles. Să intrăm undeva să și parcăm. Nu știu dacă și reușim, bineînțeles. Bordura, bineînțeles. Da. Bineînțelesul nu lipsește. Bordura nici nu lipsește. Nu, deci uite, foarte greu se poate menține, fratele meu. Deci la accelerație. De la accelerație s-a dus. Nici nu știu exact unde să o bag, frate. O să încerc aici. Mamă, de aici cred că o să fie destul de greu. Ia să vedem cât de bine. Hai că e bine. O parcare ceva frumos. Acolo avem o parcare. De aia să vedem un așa de mai de VIP. Nu avem și noi? Uite aici frumos. O să și bag. Ar fi trebuit cu spatele, dar acum o bag așa. Am înțeles, am murit și motorul, asta e. Bun, hai să trecem și la modul cu numărul 2. Bereșanilor, pe lângă acel AMG o să ne plimbăm și cu acest M5F10, cu această minunăție de BMW, după cum bine puteți observa. Am încercat să-l customizez în așa fel încât să reiasă o culoare fade, dacă puteți observa. Îmi place foarte, foarte mult cum arată și sper că și vouă totodată. Hai să-i dăm și prima cheie.
Mamă, e cam nărăvaș așa de felul lui. Îmi place și interiorul foarte, foarte mult cum arată și este și foarte, foarte realistic, după cum bine puteți observa. Frâna de mână? Ok, am scos și frâna de mână și hai să-i dăm... Mamă, stai că n-am... Hai că am pus-o. Mai bine spus, hai să dăm și în spate. Sper să nu fie foarte, foarte tare sunetul. Este foarte nărăvaș BMW-ul ăsta, după cum bine puteți observa, frate. Deci doar puțin dacă apăs pe tastă, deja o ia razna mașina. Și o să fie destul de greu să o controlez. Dar zic, hai că s-a făcut și verde. Ceea ce e super, super tare. Mamă, vedeți și voi că deja numai puțin apăs pe accelerație și deja... Te duce, frate, n-are treabă. Hai să-i dăm puțin tare în gură. Aulu! Da, am înțeles, deci nu se mai dăm tare în gură. Pentru că aparent, vedeți și voi ce se întâmplă. Am înțeles, nu știu ce. Cred că ori eu fiu bug la modul ăsta, ori au făcut-o prea rapidă. Însă au făcut-o în așa fel încât Bereșanilor, după cum bine puteți observa, e foarte, gen, ia razna efectiv, fără să-i faci nimic. Adică doar puțin apeși pe accelerație și deja e ca și moart, adică... Da, vedeți și voi, îi fuge foarte, foarte tare kilometrajul, nu știu, abar n-am, e dubios. Dar în același timp și foarte, foarte tare, pentru că astăzi o să ne distrăm alături de el. Nu m-am mai plimbat cu un M5 F10, cred că niciodată, de când fac această serie și mă bucur că am șansa de a mă plimba acum. Mamă, cât de frumos se și vede. Super, super. Are dăți în care se menține foarte bine și are dăți în care, după cum vedeți, e cam rip. Hai să vedem puțin. Mamă, ce frumos se vede. Mamă, e și frumoasă mașina, e și frumoasă. Trebuie să recunoaște cu toții. Deja cât avem? Avem 200 la oră, guys. Hai să vedem. Aulă! Ne-am dus pe câmp, ne-am și răstânat pe câmp, e bine. Ne-am răstânat pe câmp cu BMW M5, cu M5, am înțeles. Hai să dăm un F7 din nou, bineînțeles, și să mergem la reprezentanță, bineînțeles, să o și reparăm și place că spun, bineînțeles, în continuu, nu știu de ce, dar sunt și pe grabă momentan. Vreau să mă duc neapărat pe autostradă să-i dăm tare în gură. Asta e visul meu cu acest M5. Acum va rămâne de văzut, am văzut că are și evacuare, bineînțeles. Auziți și voi cum îi face evacuarea, frate, adică mi se pare de-al dreptul surprinzător, fratele meu. Aici, prin oraș, o să încerc să nu accelerez foarte, sau accelerez foarte, foarte tare, pentru că vedeți și voi ce se întâmplă. Adică, da. O să încerc să fac și roleplay, deci e super, super tare. E foarte, foarte tare. Uite, deci după ce trece de a întâia, deci după ce îi dau a doua, deja e cam riperină. Așa, dacă ar fi să o controlez, s-ar menține mai mult decât bine, adică n-are nicio treabă. Dar ideea e că dacă trece de, să zicem... Mamă, deja avem 128, lol. Frate, deci M5-ul ăsta e nebun. E nebun rău F5-ul ăsta. Vedeți și voi cât de greu ia corbele, dar ne-am și blocat. Eram sigur că o să mă blochez. În momentul în care o bagi în marșarier, foarte, foarte greu. Uite așa cum. O ia razna, efectiv. Aolo, mamă. În loc să mergem pe șosea, mai mult mergem pe pământ cu ea. Hai să vedem. Uite, acum văd că se menține bine. Dar uneori o ia efectiv razna. Și în momentul în care o ia razna, nu mai pot să o controlez. Bun, acum n-am avut foarte multe impedimente cu ea. Dar e ok. Hai să ne putem să-l depășim pe băiatul ăsta. Hai că l-am putut depăși. Trebuie să frânezi de fiecare dată când vrei să iei o curbă. Dacă vrei să o iei într-un mod ok. Ca în genul ăsta, știi? Adică, vedeți ceva ce se întâmplă. Deja uite, mamă, cum îi sare acul ăla, frate. Cum îi sare acul. Uite, știu. O ia razna, pur și simplu. O ia razna, aolo. Deci, numai din bordură în bordură. Mamă. Oh my god, deci nu-mi vine să cred. Din bordură în bordură. Aolo, cred că la asta trebuie să se face faze tări. Oh my god. Gata, i-am murit și motorul. Nu cred că mai pornește motorul, sau? Uite, frate, că îi pornește încă. Hai să ne vine ceva? Nu vine nimic. Dar trebuie să, mamă, trebuie să mergi pe partea asta. Ai, îi dau tare, ce? Mamă, cum i-am dat, lol. Ați văzut? Super tare, frate. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie. Aici am făcut un roleplay frumos. Mi-a ieșit. Ia să ne mai ce se întâmplă. Opa, 240. Mamă, i-a murit motorul. Am înțeles, am avut și motor. Nu știu, cred că e bugat motorul sau ceva în genul ăsta. Habar n-am. Poate chiar distribuția de face așa, nu știu ce. Dar e ceva, sigur e neregulă cu ea. Pentru că se menține foarte greu. Hai să punem și pe avarii. Mamă.
Deja avem 60%, 66%. Oricum, din punct de vedere al designului, e impecabilă mașina, adică și e foarte, foarte realistă. Deci nu vine să cred, guys. Nu, deci n-ai cum să o menții. N-ai cum să o menții și nu cred că mai pornește. A pornit? Nu mai pornește mașina. Nu mai pornește mașina. Ok, gata, hai că am pornit, hai că am pornit, hai că am pornit, hai că am pornit-o cumva. Ia fiți atenți, facem un 0-100. Facem un 0-100, hai să vedem. Ok, frumos. Frumos, facem un 0-100, hai să vedem. 3, 2, 1, go! Mamă, ia uitați-vă, ia uitați-vă, ia uitați-vă, guys. Oh, mamă, cum se duce. What? 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 A făcut un 0-100 și uitați ce s-a întâmplat. Am făcut 0-100 cu BMW M5 și uitați-vă ce s-a întâmplat. LOL. Frate, cineva e neregulă cu mașina asta. Nu știu, abonam, e bântuită, e posedată. E ceva, frate. Am văzut și voi. Am făcut 0-100 cu mașina și s-a dus. Oh my god, deci nu vine să cred. Nu vine să cred, frate. Astăzi doar cu două moduri, pentru că Loganul nu știu de ce îmi dă crash, din păcate. Și nu o să ne putem plimba cu Loganul. Mi-aș fi dorit, mamă, 100%. Mi-aș fi dorit foarte mult să mă plimb și cu Loganul, dar din păcate aparent nu se poate. Asta este ce să facem. Poate data viitoare, nu știu, pot să găsesc un alt mod, tot cu Logan. Poate chiar cu Dacia, că am văzut că v-a plăcut episodul foarte mult și cu Dacia. Ia să mai facem episoade de genul. Ia să mergem în parte. E foarte greu, frate, să și accelerezi și să și iei curba, adică n-ai cum, imposibil, frate. Ok, și aici, bineînțeles, o să intrăm, pentru că de ce nu? O să luăm bariera. Oricum, e foarte frumoasă mașina. M5-ul ăsta e foarte frumos, foarte, foarte frumos. O să-i căutăm un loc de parcare pentru că i-a ajuns pe astăzi. Și cred că pentru totdeauna o să-l, mamă, să-l parcăm tot aici, nu. M-am întors de unde am venit. Hai să încercăm să-i căutăm un alt loc de parcare. Totuși, ăsta nu e ok. Uite, cred că aici o să-i și găsim. Aici, intrăm. Hai să intrăm aici, să încercăm să-l parcăm și noi. Opa, stai să nu... Vedem, ne iese parcarea asta cu spatele, guys? Ia să vedem, ne iese parcarea? Ia să vedem. Ok, frumos, hai că, da, hai că ne mai ies așa dacă. Sau? Opa, cred că mi-a ieșit, da. Aaaa, dar n-ai cum să parcăți cu asta, n-ai cum să faci parcare laterală. Am atins la fix. Hai să încercăm să o parcăm și noi frumos, guys, că na, să ne batem joc de ea. Totuși, e o mașină frumoasă. Păcat că are un buguri. Da, e ok, ok, în rest e ok. Frumos, atât, perfect. Cam ăsta a fost episodul Vereșanilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. A fost o experiență frumoasă cu acest BMW M5 F10. Cred că e șeptar, seamănă foarte mult cu șeptarul, sincer. Nu știu dacă e chiar șeptarul. Oricum, îmi place foarte mult cum arată. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și bineînțeles că noi desigur ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! I'm a semi-demi-tension, sweet-tension. Sure, if I write, move my foot, I don't see.